Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la noua ediție a emisiunii Taine Înțelepciunii. Așa cum am obișnuit, în fiecare miercuri ne întâlnim ca să discutăm despre vibrația zilei, vibrația săptămânii, vibrația lunii, anului și, în general, despre subiecte pe care dumneavoastră ni le cereți să le dezbatem în mai multe amănunte, la fel pentru dumneavoastră, pe diferite rețele de socializare. Revenim la analiza săptămânii, dar ce ne interesează foarte mult, în special din cauza că avem săptămâna aceasta un lucru important pentru cei mici, mai mult decât pentru noi, începutul anului școlar. Să vedem cum ne primește acest nou început. Poate pentru unii este stres, mai ales pentru cei care sunt clasa a 8-a sau a 12-a, pentru alții mai puțin, dar să vedem cum ne descurcăm în această perioadă. Și începem cu ziua de joi, 7 septembrie 2017, o zi care este caracterizată de vibrația cocoșului de foc in. Fiind zi de cocoș, automat opoziție, adică iepurile nu este atât de bine aspectat, dar nici persoanele care au vârsta de 67, respectiv 55 de ani. Bivolul, șarpele și dragonul, fiind aliați sau prieteni secreți, sunt ajutați de către această vibrație și pot să treacă mult mai ușor peste diferite praguri. Avantajați aici, evident, vor fi șerpii și dragonii, deoarece primesc această dublă 2, mici probleme de sănătate, astfel încât pot să treacă cu mult mai ușor peste ele. În această zi. Elementul de bunăstare este atribuit nativului apă, elementul de creație nativului lemn, elementul de putere nativului metal, elementul de resurse nativului pământ și elementul de prietenie sau competiție nativului foc, în funcție de cât de mult foc aveți în harta natală. Dacă este mai mult, trecem în competiție. Dacă este puțin, vă puteți baza pe ajutorul prietenilor dumneavoastră ca să vă dea sfaturile de care aveți nevoie. Orele foarte bune din zi sunt între 1 și 3 dimineața, 11, 15, respectiv 17, 19. Steaua care vine în centru casei, din păcate, este steaua cu numărul 3, ceea ce denotă destul de multe probleme care țin de comunicare sau probleme legale. Cu alte cuvinte, astăzi ne putem aștepta la diferite certuri, neînțelegeri, probleme în general atunci când vine vorba de exprimarea dorințelor, exprimarea opiniilor, în general vorbind. Și cum majoritatea școlilor în ziua de joi va fi zi de consiliu, să vedeți atunci distracție. De asemenea, zi cu probleme legale, dacă aveți pe rol diferite întâlniri cu judecători, mai bine încercați să descoperiți care este metoda cea mai bună, încercați să nu vă împacientați sau să nu vă supărați pe diferite decizii sau dacă se amână. Dar ce se poate întâmpla acest lucru? Din punct de vedere activităților economice, toate sunt aspectate într-un mod negativ și mai ales din cauza acestui dublu 3 ce apare în centrul casei și care ne afectează pe toți. Ca să putem să contracarăm, dar ce foarte mult sigur mă vor întreba asta mai târziu, putem să contracarăm cu energia elementului foc, punem ceva roșu în centrul casei sau aș putea spune și o lumânare, dar nu aș simt aprinsă în timpul zilei dacă nu suntem acolo. Dar un element roșu, fie că este un covor, fie că este vorba de un ștergar sau o față de masă, dacă avem așa în centru casei, ceva care reprezintă roșu, care reprezintă focul sau un obiect triunghiular. Dar acest triunghiul reprezintă la fel elementul foc. Dacă ne uităm la zodii, vedem că șobolanul este foarte bine aspectat, mai ales din punct de vedere al prosperității. Este adevărat, poate să existe anumite probleme atunci când vine vorba de o anumită presiune, atunci când dorește să facă mai mulți bani, prin metode mai mult sau mai puțin legale. Trebuie să fie foarte atent să-și acopere spatele, dar să vadă ce decizii ia în această perioadă. Dar ce anumite situații și o persoană poate să-l constrângă să ia niște decizii mai puțin bune atunci când vine vorba de propriile finanțe sau finanțe pe care le are în grijire. Nativul bivol și tigru primesc energia stelei cu numărul 6, ceea ce ajută foarte mult în comunicarea cu aproapele și mai ales cu șefii sau mentorii sau familia. Dacă au o problemă, este bine să se sfătuiască cu aceștia. Trebuie tot să fie atenți la fel la diferite energii care nu sunt chiar atât de bune. Bivol este ajutat de către vibrația zilei, de către cocoș. În schimb, tigrul trebuie să se păzească un pic mai mult atunci când vine vorba de anumite situații mai puțin plăcute, mai stresante și pe care el ar fi vrut să le domine. Să nu încerce să facă acest lucru, să meargă pur și simplu așa cum bate vântul sau cum îl poartă valul și lucrurile vor fi foarte, foarte bune la sfârșit de zi. Nativul iepure este foarte bine aspectat, deoarece primește energia stelei cu numărul 1, care se dublează, mai multă apă, mai multă forță, mai multă putere, multe resurse și multe reușite, mai ales la nivel social. Foarte bine aspectat pentru locul de muncă, poate fi văzut într-o lumină mult mai bună de către șefi.
Și atunci, de ce nu, poate chiar să și crească un pic, atât în ochilor, dar și fizic ceva mai încolo. Nativul șarpe și dragon. Am zis că ar trebui să aibă, în mod normal, grijă la sănătate, dar sunt ajutați de către nativul cocoș, ambii. Totuși, ca să nu fim, să nu ne culcăm pe ureche, este bine totuși să fie atenți. Dragonul la probleme cu sistemul digestiv, iar șarpele la probleme cu sistemul circulator. De asemenea, dacă simt acolo că au o problemă, să apeleze la specialist și să echilibreze cu element metal. Deci, obiecte de culoare gri sau albe, sau de culoare metalizată, sau chiar și accesorii metalice. Nativul cald primește steaua dublă a stelei cu numărul 7, steaua accidentelor și a furtulor. Și slavă Domnului, mai aveți doar 2 zile și o să scăpați. De fapt, nu, astăzi este ultima zi în care mai aveți probleme cu acest lucru. Terminăm luna, practic, astăzi, la ora 18:38, dacă nu mă înșel, și efectiv scăpăm de aceste stele negative de care a fost caracterizat până acum. Este doar o ultimă explozie înainte de final. Mare atenție astăzi la cum conduceți mașinile sau pe unde mergeți, cum mergeți și cu cine vă întâlniți. Cu persoanele care discutați sau vă întâlniți pentru prima oară astăzi nu vor fi de încredere sau nu vor rămâne prea mult în preajma dumneavoastră. Așa că nu trebuie neapărat să nu-i băgați în seamă, dar să nu aplecați urechea la ceea ce spun în mod deosebit. Nativul oaie și maimuță. Primesc energia stelei cu numărul 9, ceea ce multiplică, crește, dezvoltă propria energie. Mai ales pentru oi este o zi foarte bună, deoarece primesc și mai multă energie. Maimuțele se pot simți oarecum constrânse de anumite împrejurări, dar totuși poate să iasă la liman foarte, foarte rapid. Nu există prea mari probleme, trebuie doar să stea să gândească, domne, ce-mi doresc eu pentru următoarea lună, mai ales că este final de așa ceva, să gândească ce-ți doresc de la această lună a cocoșului, care va începe, evident, tot mâine după ora 16. După ora 18. Și atunci, faceți-vă o mică listă de dorințe. Știți, sunt fericit, sunt prosper, sunt protejat și lucrurile vor fi foarte, foarte bune. Nativul cocoș primește pentru ultima oară dubla aceasta de stea 5, care nu aduce prea multe bucurii. Trebuie să fie foarte atent, bine ancorat în realitate și să nu fie lăsat surprins de anumite evenimente care nu merg exact așa cum și-ar fi dorit ei. Această dublă stea 5 nu ajută prea mult și poate să creeze mai multe probleme decât să aducă rezolvări. Din această cauză, ochii cât mai bine deschiși și aveți mare grijă la micile detalii pe care le întâlniți în diferite situații astăzi. De asemenea, vă puteți echilibra cu element metal. Nativul mistreț și câine. Din păcate, o să zic că la revedere, stele numărul 4, care i-a caracterizat timp de 2 luni și a ajutat în foarte multe probleme. Această stea a relațiilor, din păcate, le părăsește semnul astăzi. Și, evident, se termină cu o energie pozitivă, în care îi ajută foarte mult să comunice cu cei din jur. Este adevărat, se pot echilibra cu energia apei amândoi pentru a avea mai multe șanse de reușită în această zi. Cu alte cuvinte, dacă aveți de discutat lucruri foarte importante cu diferite persoane, încercați să le discutați astăzi și după aia să vă pregătiți pentru următoarea lună, care va fi destul de interesantă. Trecem la ziua de vineri, 8 septembrie 2017, zi în care sărbătorim Mariile noastre dragi, fiind nașterea Maicii Domnului și pe care, cu ocazia asta, le urăm un sincer la mulți ani. Vineri, 8 septembrie, stă sub semnul câinelui de pământ Yang. Fiind de câine, automat opoziția, adică dragonul, nu este atât de bine aspectat, dar nici persoanele care au vârsta de 66 sau 42 de ani. Tigrul, calul și iepurile, fiind prieteni sau alea secret, sunt mai bine aspectați și chiar ajutați de către această vibrație. Astăzi întâlnim elementul de bunăstare nativului lemn, elementul de creație nativului foc, elementul de putere nativului apă, elementul de resurse nativului metal și elementul de prietenie nativului pământ. Orele foarte bune din zi sunt între 1 și 3, respectiv 9-15. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 2, ceea ce poate să creeze câteva probleme. Din punct de vedere al activităților economice, tot ce ține de feng shui și amenajări interioare, dar și renovări s-a aspectat la nivel mediu, călătorile și mutările într-un mod pozitiv, iar negocierile și business-ul într-un mod negativ. Dacă ne uităm la zodii, vedem că nativul șobolan trece de la o dublă la o altă dublă. Din păcate, se dublează energia lunii.
astăzi și astfel putem să vedem la ce trebuie să fim atenți atât astăzi, dar și întreaga lună. Așa facem și o caracteristică a lunii. Nativul șobolan primește energia dublă a stelei cu numărul 7. Cu alte cuvinte, dacă aveți prieteni care sunt nativi cai, adică opoziția, întrebați-i cum au fost ultimele două luni. Și o să vedeți ce o să vă răspundă. Ei bine, trebuie să fiți primiți foarte multă energie, ceea ce este un lucru foarte bun, însă va trebui să învățați cum să o cheltuiți într-un mod util. Este adevărat, s-ar putea să aveți prea multă energie și să, de fapt, să luați niște decizii mai puțin bune pentru dumneavoastră sau pentru familie, dar este o zi în care trebuie să fiți foarte atenți cum conduceți la obiectele metalice pe care le mânuiți sau obiecte ascuțite în general și să fiți efectiv ancorați în prezent cam toată ziua pentru a nu avea probleme pe parcursul ei. Și asta, din păcate, se prelungește pentru întreaga lună. Mare, mare atenție astăzi și în ceea ce investiți, în ce decizii luați și cu cine vă conversați atunci când vine vorba de acestea. Nativul, bivol și tigru. Și asta este valabil oricum pentru toată lumea. Aduceți-vă aminte cum a fost anul trecut și cam așa va fi și luna asta. Nativul, bivol și tigru. Nativul bivol, slavă Domnului, este ajutat de către vibrația lunii, fiind într-o relație de alianță cu nativul cocoș, și atunci chiar are parte de foarte mult noroc din acest punct de vedere. Tigrul, din păcate, primește din plin această energie a stelei cu numărul 5, ceea ce nu l-ajută cu absolut deloc, deoarece știm steaua numărul 5, steaua ghinionului și a dezastrelor naturale. Mare atenție la deciziile pe care le veți lua în această lună. Nu faceți investiții puternice și încercați să fiți cât mai cuminți. Lucrurile nu sunt atât de bune pentru dumneavoastră și atunci pot apărea probleme. Dar dacă știți să rezolvați anumite situații într-un mod cât mai inventiv și poate prin metode la care oamenii nu s-ar fi așteptat, o să vedeți ce rezultate foarte bune să aveți și, de fapt, luna aceasta să fie una extraordinar de bună. Totul depinde de dumneavoastră și de gradul de inventivitate. Nu trebuie să disperați, lucrurile se pot schimba de la o zi la alta în ceva foarte, foarte bun. Nativul bivol, pe de altă parte, este protejat de către vibrația lunii și atunci se poate fi un pic mai relaxat. Și mai ales dacă are în preajmă aliații, adică cocoșul sau șarpele, este mult mai bine aspectat și poate să-și ducă viața într-un mod normal, chiar având un plus per total. Nativul iepure trece de la steaua cu numărul 1 la steaua cu numărul 9, steaua planurilor de viitor. Ei bine, luna asta totul este la extrem. Lucrurile foarte bune sunt excelente. Lucrurile mai puțin bune pot determina mari probleme în viața personală. Una dintre principale probleme este steaua cu numărul 9, care reprezintă focul și care vine deasupra unui nativ care reprezintă lemnul. De urmare, o lipsă de energie. Și cum în general, luna aceasta, resursele sunt cam pe zero, va trebui să apeleze la energia apei pentru a susține întreaga persoană. Ei bine, lucrurile se anunță a fi foarte bune, însă trebuie să aveți grijă în această zi de foc, literalmente, în care puteți să aveți parte de mai puțin noroc decât în mod deosebit. E o zi, în schimb, foarte bună pentru a vă planifica această lună, de a vă gândi ce doriți de la această lună și de a vedea cam ceea ce puteți să faceți mai bine în viața dumneavoastră, pentru dumneavoastră sau pentru familie. O zi foarte bună, repet, gândiți-vă la viitor astăzi. Nativul șarpe și dragon, în sfârșit, respiră și ei. Sunt ajutați în această lună de către vibrația cocoșului și, evident, au și o stea foarte bună deasupra lor. Atât dragonii cât și cocoșii, în sfârșit, parcă reușesc într-un fel să mai destindă un pic, să nu mai fie înăbușiți de diferite situații și pot să și crească din punct de vedere social și să se dezvolte din ce în ce mai mult. Este o zi și o lună în care este bine să profitați de pe urma acestui lucru. Evident, nativii șerpi, trebuie să existe ceva, trebuie să fie totuși atenți la gradul de energie pe care îl au și, evident, să se alimenteze cu element lemn sau chiar și cu element foc pentru a avea mai multă forță, dacă rămân fără. Nativul dragon, pe de altă parte, foarte bine aspectat din punct de vedere al banilor atât astăzi cât și întreaga lună. Nativul cal. În sfârșit, trece de această energie negativă cât ce l-a caracterizat timp de două luni. În sfârșit, respiră. Și se poate bucura de ceva mai multă atenție atunci când vine vorba de relațiile pe care le are el la locul de muncă. Fie că e vorba de șef, fie că e vorba de colegi, se înțelege foarte bine cu aceștia și poate să reușească să treacă peste anumite impedimente.
Este un lucru ideal dacă ar putea să comunice, să vorbească, să își afișeze ce planul ar avea pentru el sau pentru viitor și poate chiar va fi și ascultat. Dacă în schimbare vreo problemă, apelați la aceștia să pentru un anumit sfat, de aceea ei vi vor da cu cea mai mare dragoste și veți reuși în aproape tot ceea ce vă propuneți. Este o lună foarte bună, așa că va trebui să profitați din plin. Nativii oaie și maimuță. O lună care este caracterizată de energia banilor. Un lucru foarte bun, mai ales pentru nativ maimuță, dar și oaie, deoarece acest element pământ îi ajută pe ambii. Ei bine, tema principală va fi bani. Vor fi bani. Drept urmare, o să-i faceți foarte ușor, s-ar putea să aveți noi proiecte sau noi majorări de salarii în această perioadă, dar, evident, și ceva mai multe responsabilități. De asemenea, atenție în general la pe ce cheltuiți, mai ales în anumite zile în care întâlnim staua cu mărul 5 sau staua cu mărul 7, care să vină peste dumneavoastră, cum o să fie sâmbătă, atunci este bine să fiți mai cumpătați atunci când vine vorba de bani. Dar, atunci când ajungem acolo, discutăm. Per total, întreaga lună va fi una plăcută, în care, evident, s-ar putea să câștigați ceva mai mult. Nativul cocoș. În sfârșit, o lună bună pentru aceștia. Pot să comunice foarte ușor cu cei din jur, pot să scrie foarte rapid, dacă lucrează la anumite cărți, și știu eu, un nativ cocoș care sigur va face acest lucru. În general, în schimb, comunicare deschisă cu toată lumea, dragoste, întâlniri cu oameni care îi va determina să se simtă foarte bine și, evident, pentru cei care sunt singuri, chiar și o nouă relație dacă își doresc acest lucru. Lucrurile merg din nou bine pentru aceștia, primesc elementul lor de bunăstare, deci liber înainte, chiar dacă ofensează oarecum luna, totuși este o lună perfectă. Aproape, dar vorba, nimic nu este perfect, nu putem doar să sperăm la varianta cea mai apropiată de acest lucru. E bine, pentru nativul cocoș, această lună, septembrie, este așa ceva. Nativul câine și mistreț. Din păcate, din acea lună minunată de miere, e bine, două luni chiar, iulie și august, trecem la o nouă lună ceva mai complicată pentru aceștia, deoarece sunt caracterizați de energia stelei cu numărul 3 și, evident, prima zi va fi boom-ul cel mai mare, în care parcă nu reușesc să înțeleagă cu nimeni, se pot aprinde din aproape absolut, din aproape orice, fie și cel mai mic fitil îi aprinde puternic, drept urmare trebuie să fie ceva mai cumpătat. Nativul câine va răspunde într-un mod negativ atunci când vine vorba de constrângeri ce vin din exterior, iar nativul mistreț atunci când vine vorba de lipsă de energie. Atunci când sunt obosiți, vor fi cei mai ranchiunoși. Evident, nativul câine se poate echilibra cu elementul foc, iar nativul mistreț cu elementul metal, pentru a scăpa de aceste probleme. Deci, în ziua de sâmbătă, 9 septembrie 2017, o zi care este caracterizată de mistrețul de pământ in. Fiind zi de mistreț, automat opoziția, adică șarpele, nu este bine aspectat, dar nici persoanele care au vârsta de 65, respectiv 41 de ani. Ghepurile, oaia și tigru sunt bine aspectați pentru că sunt aliați sau prieteni secreți ai acestea. Și dacă ne uităm, vedem că oaia este salvată de înnec de data aceasta, pentru că are un aspect negativ, mai ales pe partea materială, și este ajutată de către mistreț pentru a trece peste impas mult mai ușor, chiar să-și ocolească. Elementul de bunăstare este atribuit nativului lemn, elementul de creație nativului foc, elementul de putere nativului apă, elementul de resurse nativului metal și elementul de prietenie nativului pământ. Orele foarte bune din zi sunt între 3 și 5 dimineața, respectiv 11-17 după amiază. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 1, ceea ce ne anunță reușite pe mai multe planuri, ceea ce este un lucru foarte bun. Din punct de vedere al activităților economice, vedem că toate sunt aspectate într-un mod pozitiv, deci putem să facem absolut tot ceea ce ne dorim, ce păcat că e sâmbătă. Pentru cei care lucrează astăzi, în schimb, este o zi foarte bună și ar trebui să profite de pe urma acesteia. Nu este atât de bine să începem renovarea unei case astăzi, fiind aspectată la nivel mediu, dar nu interzis. Dacă ne uităm la zodii, să vedem cum ne vom comporta în acest weekend, vedem că șobolanul primește o energie ceva mai bună. Este foarte bine să bazeze pe sfaturile ce le va primi din partea familiei, mentorilor sau șefilor, deoarece vor fi sfaturi utile care să-i ajute mai târziu să se dezvolte. Nativul bivol și tigru primesc steaua cu numărul 4, ceea ce ajută foarte mult atunci când vine vorba de relațiile cu cei din jur. Atât timp cât vor fi în preajma prietenilor sau a persoanei iubite, astăzi vor putea să treacă peste absolut orice fel de impas, oricât de mare ar fi acesta.
Nativul iepure primește în steaua cu numărul 8, ceea ce le ajută foarte mult să-și facă planuri, mai ales din punct de vedere al viitorului, astfel încât să nu aibă prea mari probleme pe o durată mai lungă. De urmare, este bine să vă concentrați sau să vă rugați pentru ajutor în acest sens, din punct de vedere al finanțelor. Nativul șarpe și dragon primesc energia stelei cu numărul 9, ceea ce ajută extraordinar, determinându-i astfel să aibă una dintre cele mai frumoase zile pe care le-au avut ei vreodată. Din ce cauză, această combinație de 9 și 1 este foarte bună pentru ei, atât cât pentru unii cât și pentru ceilalți, primesc foarte multă energie și ajutor din partea celor din jur. De asemenea, poate să-și planifice foarte ușor acțiunile din viitor. Având chef să facă aproape orice, reușesc să termine cu brio orice fel de proiect început astăzi sau care ar trebui să termine astăzi. Nativul cald primește steaua cu numărul 5, un mic impas exact la început, de lună nouă, toate trebuie să înceapă chiar foarte bine, primește steaua cu numărul 5, dar peste care poate să treacă destul de ușor, mai ales dacă se apelează la elementul metal, pentru a contracara această energie. De asemenea, dacă aveți probleme, dacă aveți, în general, impasuri destul de mari, apelați la familie pentru sfaturi, pentru că aceasta vă va da răspunsurile cele mai bune. Vedeți, tema lunii cam asta este. Apelați la familie, apelați la mentor, apelați la prieteni, apelați la persoana iubită. Apelați la oameni, în general, pentru a trece peste impasuri. Nu încercați să rezolvați totul de unul singur. Nu se așa se face, în general, dar în special în aceasta. Nativul oaie și mai mult să primesc energia stelei cu numărul 7, ceea ce determină pe ei să fie ceva mai atenți atunci când vine vorba de cheltuieli, în mare parte, dar să fie și foarte atenți unde își pun banii, să nu facă pași, fie că îi pierd, fie că îi sunt furați. Am spus la început, oaia este bine aspectată și ajutată de către vibrația lunii, de către vibrația zilei și atunci scapă mult mai ușor. Alte cuvinte îl prinde pe om. Nativul maimuț, în schimb, trebuie să fie foarte atent atunci când vine vorba de cheltuielile pe care le face, deoarece nu toate sunt foarte bune. Și în această cauză pot să apară probleme. Nativul cocoș merge steaua cu numărul 3. Evident, după o zi foarte bună de început, sâmbătă parcă lucrurile merg un picuț mai greu. Astfel încât trebuie să fie foarte atent atunci când vine vorba de comunicare. E adevărat, termenul de bunăstare rămâne foarte bine aspectat, însă comunicarea va fi un pic pusă la încercare. Fie că oamenii nu vă înțeleg așa cum ați fi dorit, fie că ceea ce transmiteți nu se transmite așa cum trebuie, lucrurile parcă merg ceva mai încet și vă enervează. Și această enervare, evident, va da naștere unor frustrări care nu ajută pe o perioadă mai îndelungată. Nativul câine și mistres primesc energia stelei cu numărul 2, ceea ce înseamnă probleme de sănătate. Mare atenție astăzi la ceea ce faceți, ce mâncați în general vorbind, cât de obosiți sunteți sau cât de stresați sunteți la locul de muncă, deoarece o să resimțiți în acest unghi acest stres, dar mai ales sâmbătă. Ziua de duminică va fi ceva mai relaxantă. Cu alte cuvinte, încercați să vă relaxați cât mai mult, să nu puneți la suflet problemele care le-ați tot acumulat de-a lungul săptămânii și să începeți săptămâna așa cum trebuie, dar cu două zile de relaxare. Deci, la următoarea zi, duminică, 10 septembrie 2017, ziua șobolanului de metal Yang. Fiind zi de șobolan, automat opoziția, adică calul, nu este atât de bine aspectat, adică nativul cal nu este atât de bine aspectat, dar nici persoana care au vârsta de 64, respectiv 52 de ani. Dragonul, maimuța și bivolul, fiind aliați sau prieteni secreți, sunt foarte bine aspectați, fiind aliați sau prieteni ai vibrației zilei. Drept urmare, bivolul este cel care este cel mai bine aspectat din acest punct de vedere, de aceea este salvat de la energia negativă a stelei cu numărul 3. Nativul foc primește energia elementului de bunăstare, elementul de creație este atribuit nativului pământ, elementul de putere este atribuit nativului lemn, elementul de resurse este atribuit nativului apă și elementul de prietenie este atribuit nativului metal. Orele foarte bune din zi sunt 1 și 3 dimineața, respectiv 7, 11 și 13, 15. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 9, ceea ce ne determină pe noi să fim ceva mai atenți atunci când vine vorba de problemele noastre de sănătate, în general vorbind, indiferent de zodie. Dacă avem mici disconforturi, încercăm să le tratăm acasă. Dacă sunt ceva mai mari, tratăm la specialist. Din punct de vedere activităților economice, tot ce ține de feng shui, renovări, business, negocieri
sunt aspectate la nivel mediu, într-un mod negativ, mutările și călătoriile. Din punct de vedere al zodiilor, vedem că nativul șobolan nu are cea mai bună zi astăzi, deoarece primește sistemul cu numărul 5, ceea ce înseamnă că trebuie să fie foarte atent la cum comunică, cum vorbește cu lumea, pe ce cheltuie banii și mai ales ce decizii ia astăzi. Să nu facă investiții foarte mari, deoarece nu îi vor aduce prea multe beneficii. Drept urmare, trebuie să fie foarte, foarte atent și se poate echilibra cu elementul metal. Nativul bivol și tigru. Și aici bivol este ajutat de către vibrația zilei, fiind un prieten secret al șobolanului, primesc energia stelei cu numărul 3. Ceea ce înseamnă certuri și probleme legale. Probleme legale mai puțin duminica, sperăm noi, decât dacă sunt foarte grave, dar certurile sunt ceva mai comune. Din această cauză, mai ales tigru, pentru că nu are un aspect foarte bun, trebuie să fii atent atunci când vine vorba de comunicare astăzi. Încercați să vă abțineți atunci când vreți să faceți un comentariu răutăcios, dar ce s-ar putea să aprindă și să creeze mai multe probleme decât v-ați fi gândit dumneavoastră că ar putea să facă. Drept urmare, încercați să fiți cât mai calm și cât mai bine aspectați din acest punct de vedere. Din păcate, nu vă puteți echilibra cu elementul foc, deoarece s-ar putea să vă ardă și dumneavoastră, decât dacă aveți nevoie de acest element, atunci liber. Dacă nu, încercați să vă abțineți. Nativul bivol, pe de altă parte, liber la element foc pentru echilibrare, deoarece vă dă mai multă energie. Important să nu o cheltuiți certându-vă cu lumea din jur. Nativul iepure primește energia stelei cu numărul 7, drept urmare, mare atenție la cum circulați astăzi. Fie că sunteți pieton, fie că sunteți în spatele volanului, mare, mare atenție. Încă un lucru foarte important, cum mănuiți obiectele ascuțite sau metalice și în zona de bucătărie. Foarte mare atenție. De asemenea, ceva mai prezenți în momentul acesta, în momentul prezent și lucrurile vor fi perfecte. Nativul șarpe și dragon au început luna aceasta foarte bine și își păstrează în continuare trendul pozitiv. Este o lună, o zi care ține de subiectul banilor. Atât șarpele cât și dragonul s-ar putea să primească astăzi niște bani dintr-o sursă nu neapărat sigură, cât într-un mod ad hoc. Partea foarte bună este că acești bani îi ajută foarte mult să crească, să se dezvolte pe viitor. Cu alte cuvinte, încercați să profitați de pe urma acestei zile și de pe urma acestei luni, deoarece este o lună foarte bună pentru dumneavoastră. Nativul cal primește energia stelei cu numărul 4, ceea ce determină să se simtă foarte bine. Una dintre cele mai frumoase zile se întâmplă astăzi pentru ei, mai ales din punct de vedere a dragostei și a relațiilor interumane. Se pot distra, se pot întâlni cu o persoană interesantă și dacă sunt singuri, chiar și cu o persoană care putea să devină un partener de viață. Cei care deja au așa ceva, ar trebui să petreacă mai mult timp cu acesta și să se bucure împreună de o zi de weekend minunată. Nativul oaie și maimuță primesc energia stelei cu numărul 6, ceea ce ajută foarte mult și determină să fie și mai buni cu cei din jur. Îi pot ajuta pe oamenii mai necăjiți decât ei, de asemenea primind la rândul lor sfaturi sau chiar ajutor din partea oamenilor ceva mai înstăriți sau cu mai multă experiență în domeniul lor de muncă. Drept urmare, dacă aveți probleme, încercați să găsiți, să ajutați pe cei din jur și să căutați răspunsurile la oamenii care vă le pot da și care vă pot ajuta mai bine. Este o zi în care este bine să cereți ajutorul oamenilor, pentru că acesta va veni destul de rapid și cu sfaturi bune. Nativul cocoș. O zi în care trebuie tot să fie atent la sănătate. N-a început luna chiar în forță din prima, dar își va reveni cât de curând, cu noua săptămână. Astăzi, în schimb, duminică, un pic mai mult atenție la sănătate, deoarece acesta poate să fluctueze un pic. Drept urmare, încercați să găsiți un echilibru între somn și muncă, stres și odihnă. Deoarece acestea își vor pune cel mai mult amprenta pe dumneavoastră. De asemenea, mare atenție la relațiile pe care le aveți, deoarece pot avea tendința de a se îmbolnăvi sau sfărâma dacă nu sunt alimentate, nu zilnic, dar cât mai bine. Nativul câine și mistres primesc energia stelei cu numărul 1, ceea ce ajută foarte mult, mai ales din punct de vedere a reușitei și creșterii sociale. Astfel încât o zi extraordinar de bună pentru aceștia, în care este totuși bine să nu se laude prea mult cu ceea ce au reușit, dar ce o să calce pe câteva bătături. În mare, o zi foarte bună pentru ei, în care poate să comunice cu cei din jur și pot chiar să și câștige prin diferite metode, mai ales social.
Deci, în următoarea zi, la începutul de an școlar, să vedem cum începem, că așa l-avem tot timpul, ziua de luni, 11 septembrie 2017. Decât dacă nu se schimbă brusc pentru 18. Dar până acum este luni. Stă sub semnul bivolului de metal in. Deci, ar putea este bine aspectat. Ei. Opoziția, adică oaia, nu este atât de bine aspectată și, bine, trebuie să aibă ceva mai multă grijă, mai ales că primește energia stelei cu numărul 5 astăzi și nu e nimic care să o salveze. De prima o să vedem cum se poate echilibra. De asemenea, nici persoana care a vârsta de 63 sau 51 de ani nu este atât de bine aspectat și trebuie să aibă ceva mai multă grijă astăzi. Șarpele, cocoșul și oboranul sunt bine aspectat și chiar pot să reușească să facă mult mai multe lucruri decât și-au propus. Ei bine, șarpele de data asta este foarte bine salvat de către această vibrație, deoarece ar fi avut parte de steaua cu numărul 7 deasupra lor. Elementul bunăstare se atribuie nativului foc, elementul de creație nativului pământ, elementul de putere nativului lemn, elementul de resurse nativului apă și elementul de prietenie nativului metal. Orele foarte bune din zi sunt între 7 și 13, respectiv 15 și 17. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 8, steaua prosperității și este o zi destul de bună în care se pot face foarte ușor bani. Și astfel încât să începem săptămâna cu dreptul. Însă activitățile economice toate sunt aspectate la nivel negativ. Cu alte cuvinte, un pic mai multă atenție și vedeți ce decizii luați astăzi din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere al zodiilor, vedem că nativul șobolan este bine aspectat din punct de vedere al relațiilor cu ceilalți. Mare atenție la relațiile noi formate sau cele care, persoanele care le întâlniți astăzi și vi se par extraordinar magnifici. Nu sunt chiar așa. Acordați-le ceva mai mult timp și nu atât de multă încredere și o să vedeți care este cu adevărat fața lor. Asta este singurul meu sfat. Mare atenție la oamenii care vă întâlniți astăzi sau care n-ați mai vorbit de mult și brusc astăzi doresc să vorbească cu dumneavoastră. Nu toate persoanele care discutați au cele mai bune intenții. Nativul bivol și tigru. O zi nu atât de bună atunci când vine vorba de sănătate, deoarece este acea combinație fatală de 5 și 2. Bivolul mai și ofensează ziua și atunci trebuie să aibă și mai multă atenție atunci când vine vorba de cum managerează anumite situații. Tigrul la fel, dar se poate echilibra ceva mai ușor, se poate concentra mai mult pe sine și poate să treacă peste anumite impulsuri negative. Pe de altă parte, bivolul s-ar putea să se îngroape mai mult în acestea, evident va avea nevoie de un ajutor pe care va întâlni în elementul metal, dar și în prieteni sau aliați, adică șoboran, cocoș sau șarpe. Drept urmare, încercați să nu luați decizii importante astăzi și să aveți foarte mare atenție sau să acordați mai multă atenție odihnei. Da? Nativul iepure primește energia stelei cu numărul 6, ceea ce îl ajută foarte mult atunci când vine vorba de relațiile cu ceilalți și mai ales cu șefii. Ei bine, astăzi poate să comunice foarte bine cu ei și chiar poate să și propună anumite planuri de viitor pentru firmă sau pentru ei, mai ales dacă au această poziție sau această putere. Drept urmare, fiți fără grijă, planul dumneavoastră s-ar putea să se rezolve mai repede decât v-ați fi aștepta. Nativul dragon și șarpe primesc energia stelei cu numărul 7, ceea ce reprezintă accidente și furturi, dar șarpele este salvat de către bivol. Dragonul, din păcate, trebuie să bazeze foarte mult pe energia elementului apă sau foc pentru a se echilibra și a nu avea parte de aceste probleme. Dar, pe de altă parte, mare atenție cum vorbiți cu lumea din jur. Anumite persoane s-ar putea să vă pună bețe în roate și de aici să apară mici scandaluri la locuri de muncă. De aici stau numărul 7 și 1 lunar. Deci, din punct de vedere social, s-ar putea să fiți afectat un pic mai mult astăzi, dacă nu sunteți atenți și dacă nu manageriați aceste situații. Nativul calm primește energia stelei cu numărul 3, ceea ce nu-i ajută foarte mult atunci când vine vorba de comunicare, dorind parcă câteodată să determine mici scandaluri sau mici certuri în jurul lor. Dacă totuși nu sunteți astfel de persoane, este totuși este perfect, dar veți fi înconjurată de oameni care se ceartă sau care nu se înțeleg și care vor dori să vă acapareze și pe dumneavoastră în aceste discuții. Încercați să le evitați pe cât posibil, deoarece nu vă aduc nimic bun. Nativul oaie și mai mult, să primesc energia stelei cu numărul 5, nu cheltuim nimic astăzi. Decât strictul necesar, nu facem investiții, nu luăm decizii importante, mai ales atunci când vine vorba de bani, nu
cerem cu împrumut, nu dăm cu împrumut astăzi sau nu ne gândim ce vrem să facem cu anumiți bani, nu facem, ne gândim la totul, totul altceva. Sănătate, loc de muncă, dragoste, orice altceva, dar nu bani. Evităm subiectul. Și locurile vor fi perfecte. De asemenea, vă puteți echilibra cu elementul metal. Oaia, pe de altă parte, am spus, e în opoziție, nu atât de bine aspectată, dar cu elementul metal s-ar putea să rezolvați majoritatea problemelor, dar nu în exces, pentru că vă poate afecta și pe dumneavoastră. Nativul cocoș, pe de altă parte, o zi extraordinară atunci când vine vorba de comunicare și mai ales de reușite sociale. Sunteți bine aspectați și foarte bine ajutați și de către vibrația zilei și de către stele și de către elemente, de către tot. Cu alte cuvinte, profitați la maxim de ziua aceasta, lucrurile parcă s-au aliniat perfect pentru dumneavoastră. Nativul câine și mistrez. Primesc energia stelei cu numărul 9, ceea ce îl ajută foarte mult pe nativul câine, deoarece primește mai multă energie. Drept urmare, să profite de pe urma acestea și să treacă la rezolvarea anumitor probleme. Mistrețul, la fel, scapă de energia negativă a stelei cu numărul 3, acea frustrare și supărare interioară, dar totuși trebuie să fie atent la lipsa de energie, acea soare care va proapa. Drept urmare, se poate echilibra cu element apă pentru a avea mai multe șanse de reușită astăzi. Deci, în ziua de marți, 12 septembrie 2017, ziua tigrului de apă Yang. Fiind de tigru, automat opoziția, adică mai mulți nu este atât de bine aspectată, dar nici persoana care a vârsta de 62, respectiv 38 de ani. Mistrețul, calul și câinele, fiind prieteni sau alea secreți, sunt mult mai bine aspectați și chiar salvați în anumite situații. Evident, aici vorbim mai ales de cal, deoarece acesta ar fi avut staua numărul 2 și este ajutat, practic, de vibrația zilei să se simtă ceva mai bine, să nu fie afectat 100%. Elementul de bunăstare este atribuit nativului pământ, elementul de creație nativului metal, elementul de putere nativului foc, elementul de resurse nativului lemn și elementul de prietenie nativului apă. Orele foarte bune din zi sunt între 1 și 3, 7, 11, respectiv 13, 15. Din păcate, în centru casei avem steaua cu numărul 7, dar este un lucru bun. Deși inițial zicem că nu este atât de bine aspectat din acest punct de vedere, pentru că nu ne ajută cu absolut nimic acești 7 furturi și așa, lucrurile parcă sunt mult mai bune, pentru că se formează acel hotul 2-7, astfel încât, mai ales din punct de vedere al educației, vor fi foarte bine aspectați și ajutați astăzi, deci ce bine la școală, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți totuși la furturi în general. Activitățile economice în continuare aspectate negativ, toate. Din punct de vedere al zodiilor, vedem că nativul șobolan trebuie să fie un pic mai atent la cum comunică cu cei din jur, deoarece pot să apară destul de mari probleme în acest sens. Încercați să nu răspundeți la rău cu rău sau să nu aprindeți discuții sau să nu începeți discuții pe diferite teme mai puțin pozitive sau sensibile pentru diferite persoane, deoarece nu o să aveți prea multe beneficii de pe urma acestora. Încercați pe cât posibil să vă protejați cât mai mult și să nu aveți parte de situații conflictoare în jurul dumneavoastră. Nativul bivol și tigru, în sfârșit o zi bună pentru ei și pentru cei din jur, primesc energia stelei cu numărul 1, ceea ce ajută foarte mult din punct de vedere social să crească, să dezvolte. Mare atenție, pentru că această creștere s-ar putea să vină cu un anumit preț pe care puteți plăti, dar o să dați ceva la schimb. Nu este nicio problemă, lucrurile totuși se anunță a fi foarte bune și pe viitor. Nativul iepure. Tot timpul încurc astăzi șobolanul cu iepure. Nativul iepure primește energia stelei cu numărul 5, ceea ce nu-l ajută foarte mult, mai ales că steaua cu numărul 9 va amplifica această forță. Încercați să nu luați decizii importante, să nu faceți cheltuieli mari și să nu încercați să rezolvați prea multe probleme, decât dacă vedeți o soluție inedită. Un mod interesant, unic, în care să rezolvați anumite probleme ce apar astăzi. Atunci, da, se pot rezolva rapid și chiar o să aveți o zi perfectă. Dacă nu, și încercați mai bine să puneți capul la cutie și să lăsați ziua să treacă cât mai rapid. Nu interveniți în situații conflictuale la locul de muncă, nu le aprindeți, nu faceți nimic care să vă aducă mai multă negativitate. Nativul șarpe și dragon, evident, primesc energia stelei cu numărul 6, ceea ce ajută foarte mult, mai ales din punct de vedere al ajutorului pe care ei pot să-l primească de la superiori.
mentor sau familie, sunt ajutați din plin și chiar pot reuși mai multe lucruri decât și-au propus inițial. Lucrurile merg foarte bine pentru aceștia și din acest motiv parcă primesc o altă energie, un vânt mult mai bun, care să-i propulseze către cote mai înalte. Ei bine, totuși, este bine să apeleze ei, nu să aștepte răspunsul sau ajutorul în mod automat. Trebuie să-și muncească un pic pentru el sau măcar să dorească să schimbe ceva în viața proprie. Nativul cal primește energia stelei cu numărul 2. Trebuie să fii un pic atent la sănătate, dar nu o să apară nimic grav sau decât un mic disconfort. Mare atenție eventual pentru cei care sunt ceva mai obosiți sau care lucrează într-un mediu stresant. Aceștia o să resimtă stresul ceva mai puternic seara. Nativul oaie și mai multă. Primesc energia stelei cu numărul 4, ceea ce ajută foarte, foarte mult atunci când vine vorba de comunicare, dar mai ales când ne ajută în ideea de a stabili noi proiecte sau noi relații de muncă cu diferite persoane, astfel încât să câștige ceva mai mulți bani. Nativul cocoș, în sfârșit, primește energia stelei cu numărul 9, ceea ce îi ajută foarte mult să își proiecteze pentru viitor diferite relații de prietenie sau de afaceri pe care le pot începe în viitorul apropiat. Este o zi foarte bună pentru a planifica exact aceste lucruri și va descoperi noi prieteni care le vor aduce numai beneficii. Nativul mistreț și câine primesc energia stelei cu numărul 8, ceea ce îi determină în oarecare măsură să fie ceva mai atenți atunci când vine vorba de partea de comunicare când discută despre bani. Încerca să nu abordați subiectul sau oamenii din jur să nu abordeze acest subiect cu dumneavoastră. În schimb, puteți să faceți mult mai ușor bănuțe astăzi, mai ales dacă nu aveți un salariu fix sau dacă da, s-ar putea să aveți o surpriză atunci când vine vorba de salarizare, să treceți la o nouă treaptă de muncă sau să primiți niște sporuri. De ce nu? Ultima zi de anul cea din urmă, pe care o caracterizăm noi astăzi, este ziua de miercuri, 13 septembrie 2017, înainte de o sărbătoare foarte mare, joi. Dar discutăm despre asta miercuri la viitor. Iepurile de apă in este vibrația zilei de astăzi, iar opoziția, adică cocoșul, nu este atât de bine aspectat, dar nici persoana care a vârsta de 61, respectiv 37 de ani. Oaia, mistrețul și câinile sunt bine aspectați pentru că sunt aliați sau prieteni secreți și atunci poate să scape mult mai ușor de diferite situații limită. Și bine, acum toți trei sunt ajutați de către această vibrație, oaia având o energie 3 în centrul casei, în centrul sectorului ei, mistrețul și câinele stau cu numărul 7, ceea ce la fel n-aș fi fost una benefică. Elementul bunăstare este atribuit nativului pământ, elementul de creație nativului metal, elementul de putere nativului foc, elementul de resurs nativului lemn, elementul de prietenie nativului apă. Ore foarte bune din zi nu avem, deci ne bazăm pe cele ale prietenilor sau aliaților noștri. Steaua care vine în centru casei este acum numărul 6, ceea ce ne ajută pe toți, mai ales din punct de vedere sănătății, să ne simțim ceva mai bine. Dar și să apelăm mai mult la colegii noștri, la șefii noștri pentru rezolvarea anumitor probleme, nu să încercăm noi să le facem pe toate. Din punct de vedere activităților economice, tot ce ține de business, mutări sau negocieri este aspectat la nivel mediu, călătorile, renovările și feng shui-ul, într-un mod negativ. Din punct de vedere a zodiilor, vedem că nativul șobolan este foarte bine aspectat astăzi, deși are două elemente negative, se formează acel hotu, foarte, foarte frumos, care îi ajută mai ales din punct de vedere al energiei, dându-le foarte multă forță, astfel încât să-și îndeplinească majoritatea dorințelor într-un timp foarte scurt și foarte, foarte bine. Eventual chiar și cu ceva mai multe finanțe la sfârșit. Nativul, astăzi mai mult este o zi a hoturilor, nativul bivol și tigru primesc energia stelei cu numărul 9, care ajută și mai mult să se dezvolte, mai ales pentru bivol. Astfel încât lucrurile parcă merg de la sine pentru o perioadă ceva mai delungată și pot să se destindă și să se exprime exact așa cum și-ar fi dorit ei, reuși să îndeplinească mai multe din punctele de pe lista pe care trebuie să o realizezi de astăzi. Astfel încât o zi extraordinar de bună trebuie doar să profite de pe urma ei într-un mod cât mai benefic. Nativul iepure primește energia stelei cu numărul 4, ceea ce determină să aibă și mai multă forță de foc deasupra. Este adevărat, foarte bune relațiile cu cei din jur, însă se pot consuma în acestea, astfel încât să nu se poată dezvolta așa cum și-ar fi dorit ei.
Dar totuși, este foarte bine astăzi să comunice cu cei din jur și dacă sunt singuri, pot să-și găsească pe cineva. De ce nu? Nu se știe niciodată de unde sare iepurea. Pe de altă parte, este o zi foarte bună pentru ei, în care este bine să profite un pic de pe urma diferitelor schimbări care au apărut în viața lor, astfel încât să se simtă mai bine în pielea lor, dar să poată și descopere lucruri foarte interesante în ceilalți. Nativul șarpe și, șarpe și dragon, din păcate, nu sunt salvați de către nimeni, dar trebuie să fie ceva mai atenți atunci când vine vorba de relațiile pe care le au ei cu cei din jur și mai ales de anumite decizii pe care le vor lua. Vor fi un pic mai stresați, vor fi un pic mai la limită cu nervii, așa că nu e bine să-i supărăm, dar totuși poate să fie să-și îndeplinească anumite dorințe. Totuși va trebui să apeleze la diferite soluții mai puțin uzuale, astfel încât să aibă parte de reușite. Dar nu este exclus. Nativul cal primește o zi extraordinar de bună. Astăzi se poate echilibra foarte, foarte ușor. Primește energia prosperității pentru ei și chiar ajutorul celor din jur. Mai ales în locul de muncă, șefii și colegii îi pot ajuta să crească din punct de vedere social, să se dezvolte și să devină chiar și un membru sau o persoană foarte importantă pentru locul acela de muncă, mai mult decât de obicei. Este o zi foarte bună în care este foarte bine, este indicat să profite de pe urmă ei și se bucure la maxim. Nativul oaie și maimuță primesc energia stelei cu numărul 3, ceea ce ajută, ceea ce determină pe ei să fie ceva mai atenți atunci când vine vorba de bani. Cu alte cuvinte, nu discutăm despre bani, nu deschidem subiectul, nu abordăm acest subiect cu cei din jur sau ei cu noi. Încercăm să fim mai chipzuiți atunci când vine vorba de împrumuturi sau mai ales de ofertele minunate, extraordinare, care se întâmplă numai acum pentru următoarele 12 secunde. Nu sunt chiar așa, nu sunt chiar atât de bune și de această cauză trebuie să fie ceva mai rezervați atunci când vine vorba de cheltuieli. Nativul cocoș primește energie extraordinar de bună, mai ales pe partea de bunăstare și poate să întemeieze niște parteneriate foarte, foarte bune în această perioadă și să dezvolte și mai mult, lucru care este chiar indicat, astfel încât să poată să-și rezolve mult mai ușor proiectele sau problemele care au mai apărut în ultima perioadă. Nativul câine și mistreț primesc energia stelei cu numărul 7 și sunt ajutați practic de această vibrație fiind iepure, câinele fiind un prieten, mistrețul fiind aliat, sunt ajutați de către această vibrație a iepurului și poate să treacă foarte ușor peste absolut orice fel de problemă. Mare atenție totuși atunci când vine vorba de oamenii care se întâlnesc astăzi, deoarece nu sunt toți cei mai buni sau care sfaturile lor nu sunt cele mai bune, în general vorbind. Încercați să primiți ideile fiecăruia, dar și să nu-i desconsiderați, dar să nu luați aminte atât de mult și totuși deciziile pe care vreți să le luați astăzi să fie ale dumneavoastră, nu a celor din jurul dumneavoastră. Este foarte important. Bun. Foarte mulți cam atât am avut să vă spun pentru partea aceasta de analiză a săptămânii. În ultimele minute care au mai rămas, vreau să mai adresez anumite probleme care au mai tot apărut, mai ales pe rețelele de socializare. Atunci când oamenii mă întreabă, bun, am stat cu numărul 8, de exemplu, asta ne doare pe tot, steaua prosperității vine deasupra iepurului, să zicem, sau a calului. De ce totuși analiza nu este atât de bună? Dacă luăm nativul cal, de exemplu, anul acesta are o energie negativă, în general vorbind, fiind aspectat prin aceste 5, steaua ghinionului. După aia, luna trecută, iulie și august, pentru că august a fost acea lună vidă, am avut steaua cu numărul 7, deci încă un element negativ, indiferent, poate să fie cea mai bună stea care putea să vină acolo. Nu i-ar fi fost... Gândiți-vă ca un fel de diamant care este înconjurat de foarte mulți spini, de foarte multe bune, nu strălucește la fel de mult ca pentru nativul iepure, de exemplu, care este caracterizat de o energie foarte bună, steaua cu numărul 1 pentru întreaga durata anului și atunci este ajutat și ajutat foarte bine și potențat la maxim și acel diamant ar fi strălucit mult mai bine. Drept urmare, cam așa sunt analizele. Nu se fac doar pe zi, analizăm atât luna cât și anul.
Cam atât am avut să vă spun pentru astăzi în general. Până data viitoare vă urez o zi minunată, un weekend cât mai liniștit, un început de școală cât mai relaxat și până data viitoare să vă întâlnesc mai buni decât ați fost acum. La revedere!